Like și subscribe dacă nu vrei să vină clovnul ucigaș după tine, mai bine nu verifica. Pe scurt, clovnul ucigaș. Înainte să priviți acest video, priviți prima parte a acestei istorie, linkul va fi în descriere. Azi noi cu Motan am găsit urmele unui cadavru în apartament, dar noi am mers la bucătărie să bem ceai, deoarece nouă nu ne pasă de cadavre din apartament. După spusele lui Motan, urmele au fost lăsate de precedentul chiriaș, care era foarte murdar. Nu avem niciun motiv să nu cred pe Motan, chiriaș murdar, cu cine nu se întâmplă. Peste 5 minute noi deja am uitat și ne bucuram de viață, ținând în mână cana cu ceai fierbinte. La un moment am auzit un zgomot din camera lui Motan. Noi imediat ne-am amintit toate filmele horror din ultimul timp. Acolo putea să fie fantoma, vampir, zombi, Alexandrescu, maniac. Fuck, numai nu Vlad Alexandrescu! Eu am luat cuțitul Motan lingura. Bine, Motan e cam ciudat. Ne-am ascuns după dulap și am început să așteptăm maniacul. Am auzit că cineva merge prin coridor. Numai nu Alexandrescu, doar nu Alexandrescu. Fuh, bine, ăsta e doar clownul ucigaș. Stop, ce? Clownul ucigaș? De la frică am scăpat cuțitul. El a căzut pe podea, după s-a oprit în piciorul clownul ucigaș. De la durere, clownul a început să sară, după a alunecat și s-a lovit cu capul de podea. Fuh, sper că am scăpat de el. Noi am îngropat cadavrul clownului ucigaș la cimitir și am revenit acasă. Câți morți deja am omorât. Granny, Fantoma, Annabelle, acum și pe clownul ucigaș. Sper că a fost ultimul monstru pe care l-am întâlnit. Noi cu Motan am decis să sărbătorim victoria noastră asupra răului și am comandat o pizza. Tut la ușă, cred că este curierul cu pizza. Eram gata să deschid ușa și la un moment Motan s-a apropiat. Stai! Dar poate a văzut cineva cum noi am scos cadavrul din apartament și a chemat poliția? Haide să ne uităm cine este! Stai să mă uit! Oh my god, mai bine era poliția! Dar ce se întâmplă? Cine este acolo? Uite, singur! Oh my god, fugim! Fugim! Prieteni, dacă vreți partea 3, haideți să adunăm 10.000 de like-uri și nu uitați să vă abonați și să dați click pe clopoțel pentru a viziona și partea 3. Miau!